Începând cu secolul al XVIII-lea și până în prezent, spitalele bucureștene au asistat în mod decisiv la dezvoltarea orașului, venind în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. De exemplu, Spitalul Pantelimon a fost ridicat pentru a face față epidemiilor de ciumă și lingoare ce loveau populația. Spitalul Brâncovenesc a apărut ca un spital pentru nevoiași, premângâierea celor în lipsuri și nevoi. Iar primul spital de urgență a asigurat ajutor în cadrul societății de salvare, oricând și pentru oricine era nevoie. Expoziția Spitale Dispărute ale Bucureștiului, organizată de Fundația Colegiul Medicilor din Municipiul București, împreună cu Muzeul Municipiului București, oferă o privire asupra activității spitalelor bucureștene, a căror funcționare a fost sistată din cauza cutremurelor, a bombardamentelor din timpul celui de-al doilea război mondial, a demolărilor și restructurărilor din perioada comunistă sau, pur și simplu, a lipsei de finanțare și a proceselor de retrocedare din perioada postdecembristă. Ne aflăm în curtea Spitalului Filantropia, spațiu ce găzduiește pentru o vreme o expoziție a Muzeului Municipiului București. Este vorba despre expoziția Spitale Dispărute ale Bucureștiului, realizată în colaborare cu Fundația Colegiului Medicilor din București. De ce până la urmă această expoziție? Pentru că noi ca muzeu ne dorim mai mult decât să conservăm informații despre istorie, să le comunicăm oamenilor. Ideea noastră e că oamenii trebuie să intre în contact cu memoria orașului. Și cum altfel putem să facem asta mai bine decât venind noi în spațiul orașului? Expoziția Spitale Dispărute a fost inaugurată în data de 30 martie, la început în curtea Palatului Suțu, și apoi a fost itinerată la locul unde ne aflăm acum. Ne-am dorit ca acest discurs despre spitalele dispărute să atingă un spațiu direct implicat în activitatea medicală, să atingă comunitatea medicală, atât cea a profesioniștilor, cât și persoanele supuse tratamentului medical. Spre deosebire de multe spitale vechi ale Bucureștiului care au dispărut, fie în urma bombardamentelor, fie din schimbarea nevoilor orașului, fie din ideile de restructurare ale unor lideri politici, Spitalul Filantropia a rezistat prin veacuri, sărbătorind chiar acum câțiva ani al doilea centenar. Este un spital fondat în 1812 printr-o inițiativă de subscripție publică, inițiativa a doctorului Constantin Caracaș, al cărui bust îl putem observa chiar în curtea spitalului. O subscripție publică la care au participat personalități marcante ale vremii și, ca o curiozitate, între aceste personalități se numără generalul Cutuzov, care se afla la vremea aceea în București, pentru a semna pacea de la București în 1812. El a donat, după înscrierile vremii, o sumă de 7 galbeni pentru construcția acestui spital. Fondarea Societății Salvarea și apoi a primului spital de urgență din România se datorează unei inițiative a doctorului Nicolae Minovici. Nicolae Minovici, alături de frații lui Mina Minovici și Ștefan Minovici, au fost foarte implicați în dezvoltarea atât a medicinei cât și a societății în general. De altfel, Nicolae Minovici considera medicina un act, să-i spunem, spiritual. Motiv pentru care expoziția Muzeului Municipiului București de la Vina Minovici se numește Frații Minovici, pionierat medical și univers spiritual. Între realizările doctorului Nicolae Minovici alături de fratele său Mina Minovici se numără Institutul de Medicină Legală, o inițiativă de pionierat pentru epoca respectivă, care funcționa la cele mai înalte standarde, care continuă până astăzi. Munca doctorului Nicolae Minovici se face încă resimțită prin modul în care el înțelegea medicina legală și prin modul în care acesta o explica generațiilor următoare. În ceea ce privește contribuția la viața orașului, trebuie menționat că doctorul Nicolae Minovici era foarte implicat în ajutorarea nevoiașilor și în eradicarea fenomenului de cerșetorie. El îi trata pe cei bolnavi, îi descoperea și îi punea la muncă pe falși cerșetori, contribuind astfel la eradicarea unei plăgi sociale
O putem considera cerșătoria și vagabondajul o boală a societății care se vindecă probabil într-o manieră similară cu o boală a omului. Dudești este un cartier situat în sectorul 3 al Bucureștiului și se învecinează cu cartierele Vitan, Văcărești și Dristor. În trecut, zona a fost un sat, dar pe măsură ce Bucureștiul s-a extins, a fost absorbit de acesta. Numele de Dudești vine de la o familie aristocrată din Valahia. În timpul primei domnii a lui Alexandru Moruzi, în zonă a fost inaugurat un spital pentru ciumați. Fondarea primelor spitale ale capitalei se leagă de niște nevoi stringente ale societății. Vorbim despre o epocă, secolul XVIII, în care populația creștea, dar dezvoltarea infrastructurii nu ținea pasul cu ritmul creșterii populației. De aceea orașul se confrunta cu tot felul de molime, de plăgi care loveau puternic în populație. Pentru a diminua efectul acestor catastrofe care se abăteau asupra orașului, diversi domnitori au avut inițiative de a dezvolta îngrijirea medicală, iar spitalele destinate îngrijirii ciumaților se numără printre acestea, unul dintre ele fiind spitalul de la Dudești, ctitorie a domnului Alexandru Moruzi. Acesta a funcționat între anii 1796 și 1835. De spitalul Mărcuța, fondat de asemenea în secolul al XIX-lea, se leagă începutul îngrijirii persoanelor alinate mental într-o manieră medicală. Până la apariția acestui spital, îngrijirea lor cădea în sarcina mănăstirilor și a bisericilor. Odată cu acest spital apare îngrijirea medicală, să spunem, profesionistă pentru acea vreme și chiar regulamentul de funcționare a spitalului prevede tratamentul cu blândețe a bolnavilor și aici pot să citez chiar din regulamentul de funcționare care spunea: este oprit de a bate sau a lovi un smintit la orice întâmplare. Lanțurile, fiarele și alte mijloace înspăimântătoare sunt cu totul oprite. Un director emblematic al acestei instituții a fost psihiatrul Alexandru Suțu. Devenind neîncăpătoare cu timpul această locație și suferind de pe urma apei contaminate care se afla în jur, a fost nevoie de o nouă clinică. O primă soluție a fost clinica doctorului Alexandru Suțu din strada Plantelor, urmată de clinica doctorului Obregia. Era un spital modern pentru acea vreme, pentru care doctorul Alexandru Obregia a solicitat fonduri substanțiale. Era o adevărată reformă în îngrijirea bolnavilor de boli nervoase și boli mentale. De spitalul Mărcuța și-a legat destinul, din păcate, și poetul Mihai Eminescu. A petrecut câteva luni internat aici și se spune că ar fi inscripționat pereții camerei lui cu cărbune, cu câteva versuri de poezie. După plecarea poetului la clinica doctorului Alexandru Suțu din strada Plantelor, unde ar vrea să-și găsească și sfârșitul, camera sa a fost zugrăvită, astfel încât că inscripțiile de pe pereți s-au pierdut. Dispariția spitalului Mărcuța se datorează, așa cum spuneam mai devreme, unei rate crescute a mortalității în rândul pacienților. Spitalul devenise neîncăpător, bolnavii erau adesea ori nevoiți să doarmă mai mult în pat, iar sursa de apă contaminată din spital făcea îmbolnăvirea bolnavilor de alte boli decât cele nervoase foarte frecventă. Îngrijirea bolnavilor suferinți de boli mentale a fost mutată din sarcina spitalului de la Mărcuța în sarcina noilor clinici apărute. Spitalul Brâncovenesc a fost ridicat în București în perioada 1835-1838 de către Safta Brâncoveanu, fiica marelui Ban Tudorache Balș și soția banului Grigore Basarab Brâncoveanu. Spitalul a funcționat din veniturile de la moșiile donate de ctitor. Așezământul a fost gândit de Safta Brâncoveanu pentru oamenii săraci, dar în același timp s-a constituit și ca școală medicală. La inaugurarea lui, spitalul avea 60 de paturi. Unul dintre spitalele emblematice ale Bucureștiului și destul de longeviv este spitalul Brâncovenesc,
aflat în ceea ce este astăzi Piața Unirii. De Spitalul Brâncovenesc se leagă o poveste interesantă, și anume blestemul Saftei Brâncoveanu, care spunea că, și aici pot să citez, cel care va înstrăina și cel care va primi să adauge avutul său vreuna dintre acestea, și aici ne referim la proprietățile spitalului, să fie depărtat de la fața lui Hristos și socotit în veci hrăpăritor celor sfinte. Spitalul a fost fondat ca o inițiativă pentru ajutorarea celor nevoiași, de aceea nu se percepeau niciun fel de tarife pentru îngrijirea bolnavilor, era un spital de caritate pentru cei nevoiași și fără resurse materiale. În secolul al XIX-lea, spitalul a fost grav afectat de un incendiu și a putut fi reconstruit în perioada 1880 și 1890, găsindu-se soluții arhitectonice moderne, cu biserica rezidită în interior. Atunci, noul spital avea 240 de paturi, iar medicii îngrijeau bolnavii la cele mai ridicate standarde. După reforma agrară din anul 1921, când au fost expropriate și moșiile familiei Brâncoveanu, spitalul, rămas fără sursele sale de venituri, a intrat în mari dificultăți financiare. Atunci, regele Carol al II-lea a acordat fonduri importante așezământului, dar a intervenit și în organizarea sa. În perioada celui de-al doilea război mondial, Spitalul Brâncovenesc a funcționat ca spital militar cu 500 de paturi. După război, regele Mihai al României a restabilit autonomia Spitalului Brâncovenesc, dar în 1946, sub guvernul Groza, spitalul a trecut în proprietatea statului. Viața acestui spital, dacă putem spune așa, se întinde între anii 1838 și 1986, atunci când a fost demolat în urma planului de restructurare ale regimului comunist. Așa că, în anul 1984, într-o zi de vineri, Ceaușescu a hotărât să demoleze Spitalul Brâncovenesc și în 29 martie 1984 a început demolarea. Spitalul, monument istoric, era proaspăt renovat. Sălile de operație erau din marmură, dar nimic din toate acestea n-a contat. Spațiul, clădirea unei organizații, își lasă foarte puternic amprenta asupra culturii acelei organizații. Iar legătura dintre activitatea spitalicească și clădire este foarte importantă. Așa cum domnul academician profesor dr. Constantin Bălăceanu Stolnici explica într-o conferință la Muzeul Municipiului București, în epoca dumnealui, personalul spitalului locuia chiar în spital, așa că în jurul clădirii și al spațiului se contura o întreagă comunitate. De aceea este important să ne amintim de aceste clădiri, mare parte dintre ele dispărute, pentru că ele sunt într-un fel memoria efortului acelor persoane și memoria unei competențe, a unei activități de pionierat, a cărei influență o resimțim până în ziua de astăzi. Vă invităm așadar să redescoperiți pagini uitate din istoria capitalei și a medicinei românești, restabilind memoria unor personalități și instituții ce au făcut cinste acestei bresle. Thank you.